Naționala Under 20 de fotbal a României a întâlnit reprezentativa similară a Cehiei în runda inaugurală a turneului amical Under 20 Elite League. Tricolorii sub comanda lui Costin Curelea sunt la a treia participare în respectiva competiție. Partida s-a disputat la Târgoviște pe stadionul Eugen Popescu. Sub privirile președintelui FRF Răzvan Burleanu, dar și a directorului tehnic Mihai Stoichiță, elevii lui Curelea au reușit să câștige partida cu scorul de 2-0. Prin golurile lui Eduard Rădăslăvescu și Doru Andrei. România Under 20 s-a așezat momentan în fruntea clasamentului din Elite League. În competiție mai sunt angrenate Italia, Germania, Portugalia, Anglia, Polonia și Norvegia. După victoria în fața Cehiei, tricolorii Under 20 vor înfrunta în deplasare reprezentativa similară a Portugaliei. Partida este programată marți, 12 septembrie, de la ora 21:30.